Bancnota de 10 bani a fost emisă la începutul anului 1917 de Ministerul de Finanțe al României. Această bancnotă, ce măsoară 33 ori 44 mm, este recunoscută de Cartea Recordurilor drept cea mai mică bancnotă din lume. În același timp fiind și bancnota cu cea mai mică valoare nominală emisă vreodată în România. Bancnota a fost concepută de desenatorul Horațiu Sava Dimitriu și a fost tipărită pe hârtie albă. În medalionul rotund se găsește efigia regelui Ferdinand I, flancată de cifrul regal. Nu are serie, număr și nici filigram, doar un chenar în partea de jos în care este înscris numele desenatorului. Dimensiunile sale atât de reduse se pot explica prin faptul că în 1917, în plin război mondial, materiile prime, precum hârtia și cerneala, erau limitate. Înlocuirea din 1917 a monedelor cu bannote este explicabilă pe de o parte din lipsa materiei prime, nichelul din care se fabricau monedele după anul 1900 fiind folosit și în industria armamentului, iar pe de altă parte datorită nevoilor populației de monedă cu valoare mică. Cu o bancnotă de 10 bani, un român din 1917 putea cumpăra aproximativ un sfert de pâine de un kg.